Salutare, fraților, și bine ați venit la Rock de Brâncă. Suntem aici în Brașov. Și pe partea aia să vedeți cum arată clădirea stației. Am reușit să mă încarc și cu energie și cu baterie. Mă, timpul ăsta în care a mers trenul mai încet decât ar trebui, în sensul că linia e praf, e bine, pentru că m-am putut să încarc telefonul. Deci în toate există lucruri bune. Deci să știți chestia asta. Toate să vedeți lucrurile bune. Dar haideți că merem, că ziua lungă și, mă rog, nu-i foarte lung. Am 2 ore jumătate și ceva și mă duc acasă la, mă rog, unde stau, în Arad. Aici, mă rog, să fie cât o să fie, m-am gândit să stau aici, să mă duc în centru. Sincer, m-aș duce și în centru, doar că unul, bateria, și doi, nu știu dacă aș putea să fac ambele, bateria pe care o am. Și nu știu dacă este aici să încarc telefonul. Încărcătorul de externă e dus, gata, e zero. Așa că, nu. Și aici am încărcat cât am putut până la ultima secundă. Așa că, haideți să merem și vedem după aia ce se va întâmpla. DH, care ce nu mai văzut așa ceva. Garează vagoanele așa frumos. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, băi, vagonul ăsta, am văzut într-o filmare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și cam atât. O, sunt lung trenul, 7 vagoane, e ok. Vagonul ăla gri am văzut într-o postare și începea cineva, și întreba cineva ce e aia. Eu nu știu. Poate scris acolo și n-am fost eu atent. Dați curios și eu, dacă știți ceva, scrieți liniștit în comentarii. Hai să vedem mai departe. Bun, deci aici e interesant, e destul de lat. Că vedeți și încolo. S-o câteva linii bune, așa. Și ia. Mă rog. Aia ce am văzut, mă rog, fazele alea, ce au mai fost, încolo s-au dus, probabil încolo e depoul, garat, stai că vine ceva, opa, mă duc de aici că vine și locomotiva asta, da, pleacă trenurile. Sau, nu știu, acolo e de fapt stația, o să merem mai încolo să vedem, aici ai 150114, mă rog, deaburi și 247 de cu care am venit, da. Hai că demarează. No, pleacă acum. Hai, ce tare-i. Uit.
Brașov, București, Nord. Ire 1730, că mă uit așa, nici nu m-am uitat pe net, mă uit de pe tablă, frumos. Haideți că trece timpul. Fraților, Brașov, Brașov, fraților, suntem aici, acolo-i... așa mai aproape. Acolo-i rama acea diesel Alstom X73500. E, no, fain, cu care am fost și la aeroport, din genul ăla. Și, no, aici ai stația, văd că îi... se pare refăcută, dar nu știu ce să zic. Parcă când va arăta mai rău. De-aia zic, oricum, tablele alea de sus sunt noi. Alea, probabil se iluminează seara. Dar hai că merg mai departe, să vedem. DA cu LDH. Clasicul meu. Și 929 LDH-ul. Marfar. De cazane. Mamă. Deci, asta e clasicul. Așa ceva era pe Timișoara Nord Baia Mare în anii 90 și începutul anii 2000. Super, 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 super. Și cred că mi-a pleacă și Regio Călătorul al Stomu. Hai să vedem. Ei, super, fraților, super. Depoul Ploiești. 392. No, arată bine. Frumos. Wow, interesant cum îi... vedeți? Aia, cum îi... Wow, frumos, frumos, haideți să mergem. No, am bucurător. Brașova pață. Bun, perfect, perfect. Da. Cât mai repede, frate. Domnilor, cât mai repede. Hai să mergem. Oh my god. Oops. Dacă și eu ăsta. Oh. Haha. Asta e bine. Vagoane de la IC Plus de la MAV, operatorul din Ungaria. Nu știu ce era cu automotorul ăsta, că nu era nimic în mersul trenurilor la asta. Deci așa ceva nu vedeți în fiecare zi. Și am înțeles că sunt foarte moderne astea. Vagoane interesante. Va fi ceva asta, cu siguranță va fi ceva. Numai că nu înțeleg ce caută aici, la Brașov. Normal, mă rog, în Ungaria era vorba, dar nu. În fine. E fain, e frumos. Deci noi suntem aici frumos la Brașov. Inițial asta am vrut să arăt. Brașov, bun. Și